Și o spune domnul președinte și o spus tot ceilalți. Eu le mulțumesc că m-au ales pe mine. Și vă spun că nu o să-i dezamăgesc. O să spun cu toată tăria. Chiar dacă... Chiar dacă poate în acest moment nu am experiența care de a vorbi în fața atâția oameni. Sigur că emoțiile m-au copleșit și sigur că sunt momente când lează când greu te exprim, dar ceea ce gândesc, ceea ce vreau să transmit, o să reușesc. O să reușesc împreună cu echipa și o să fim alături de oameni. Așa dorim să facem campania curată, fără a încroșca cu noroi în contra candidați, fără a denigra candidații. Vedeți dumneavoastră, dacă vedeți acum, apar candidați noi și pe scena politică, dacă ne uităm la nivel național, apare un candidat nou, apare un candidat potențial, toată lumea îl pune la cruci, toată lumea îl lovește. Nu trebuie să fie așa. Trebuie să dăm șansă la fiecare și eu zic că noi să ne apărăm șansa și sperăm și dorim ca să ne dea și nouă șansa și una din problemele de bază care este și din devizele mele este să mi se dea șansa, să arătăm că putem să facem altfel de administrație. Că până la urmă asta vorbim despre administrația locală. Nu are ce căuta politicul în administrație. Dacă nu are ce căuta politicul, eu o spun cu toată tăria că alegerile locale nu au caracter politic. Am spus-o și o spune toată lumea. Să caută omul, să caută oameni noi, să caută oameni nepătați, să caută oameni care se pliază pe problemele și pe nevoile populației și acel cetățenilor din localitatea respectivă. Acești oameni se caută acum de a intra în competiția electorală la toate nivelurile. Dacă vreți, ați văzut ce probleme sunt la București și bănuiesc că în toată țara sunt probleme de a se căuta oameni care văd altfel lucrurile. Este obligatoriu să știți că aceste partide mari, așa cum spunea domnul președinte, este obligatoriu ca să-i lăsăm să se gândească un pic. Nu se pot reforma. Se vorbește de reformare partidului. Nu o să reușească să se reformeze, să știți, pentru că au în spate, așa cum am spus-o și am spus-o cu alte împreună și nu au plăcut la alții să-i spun, au oameni care conduc din spate partidele. Au oameni care nu pot, sunt acei baroni care stau în spate partidului, iar cei care vor veni în față și vor fi, trebuie să urmeze instrucțiile partidului și nu vor putea face mare lucru decât ceea ce spune partidul. Să știți, noi nu avem lupte interne în partid. Noi nu dorim să fim fiecare în față. Noi nu avem de reformat, noi venim gata reformați în fața dumneavoastră. De aceea am acceptat această candidatură de a veni la o pagină nouă. Și spun o pagină nouă. Sigur că și la noi se vor găsi lucruri multe nemulțumiri. Și nu sunt un candidat comod și nu sunt un candidat care voi fi pe placul tuturor. Și se știe asta. Și a început și spune domnul președinte că nu și domnul Morar că nu au început atacurile. Vor fi atacuri, vă spun. Dar sunt pregătit pentru această luptă. Am intrat în această luptă conștient și știu la ce mă expun și niciodată într-o campanie electorală un candidat nu iese mai, să spun așa, mai mălbit, nici mai curat decât mai șifonat. Am asumat acest risc și chiar dacă se vă spune multe lucruri, sunt asumat. Și cei care mă cunosc și am condus instituții la nivel de director, am condus instituții la nivel de compartimente, acolo am lucrat cu oamenii împreună. Știu că am puterea de a aduna oamenii în jurul meu, știu că am puterea de a consulta oamenii, nu de a lua decizii de unul singur. Nu asta este menirea conducătorului. Mă întreba cineva acum câteva zile că dacă cunosc legea administrației, nu primarul trebuie să cunosc legea. Dragii mei și stimați invitați, nu primarul. Primarul trebuie să fie un bun conducător, un bun organizator, să adune oameni de specialiști în jurul lui ca împreună să facă lucruri bune și lucruri frumoase. Asta este menirea primarului. Asta mi se pare, nici așa o văd și o simt. De-aia spun lucrurile care le simt. Și de aceea am venit și am avut curajul să candidez, pentru că simt că pot să fac altfel lucrurile. Simt, am tăria. Și mare lucru, vă spun un lucru. E mare lucru ca să o simți că poți să faci ceva. Fiecare om dintre noi avem momente în viață când simți, pentru fiecare care are îndelnicire sau are plecările lui, știe că ce poate sau simte cât de mult poate face. Eu simt, cunosc administrația, cunosc problemele. Am colaborat încă din 90 până mai ieri, am colaborat cu toate structurile la nivel de municipiu. Cunosc problemele, cunosc oamenii, cunosc acolo unde nu merge și doresc să îmbunătățesc aceste lucruri. Doresc ca să fim, așa cum am plecat cu acest slogan, doresc să fim mereu alături de oameni. Asta este deviza noastră și vom face acest lucru, dacă ni se va da șansa. Și vom încerca să ne prezentăm șansa, să ne prezentăm programul nostru printre oameni și să spunem că dorim să fim altfel. Asta este problema care mi-o doresc și aș dori
Și de aceea am spus-o și dacă vedeți dumneavoastră pe acel plean, am spus-o, veniți cât mai mulți alături de noi și împreună vom face lucruri frumoase și trainice pentru municipiul nostru. Le vom face. Le vom face. Am demnitatea și am puterea de a aduna oameni, de a conduce o echipă. Asta este menirea a primarului. Vedeți dumneavoastră, dacă îmi intra aici în câteva dintre puncte, la doar la 3-4 mă refer, sau 2-3 să nu vă pun răbdare la încercare. Vorbim de administrația locală, așa cum am spus, nu are ce căuta politică acolo. Primarul trebuie să adune oameni. Dacă ne uităm la Consiliul Local, ați văzut, avem un Consiliu Local, cred că avem cel mai ineficient Consiliu Local. Cum spunea domnul primar, mă rog, în jurul omului, omul face și sfințește lucruri. De aceea se spune și toată lumea o spune, omul sfințește lucruri. Mi se pare că nu se greșește. Eu doresc să fiu omul care să vin, să muncesc acolo 8 ore, dacă se poate vă zi, să fiu alături, eu să rezolvăm problemele, nu să le încurcăm. Să lăsăm ambițiile personale, să lăsăm orgolele de partid. Pentru că dacă ne gândim acum și ne uităm în campanie electorală și vor fi din ce în ce mai multe sloganul și mai multe. Toată lumea spune că sunt animați toți de dorința asta de a veni și de a face ceva pentru comunitate. Oare unde acea animare când au terminat alegerile nu se poate face un corp comun, toată lumea să vină în slujba cetățeanului, să vină în ciuma acestei comunități, că de aia am venit și de aia intrăm în campanie. Mi se pare ceva normal și firesc. Gândiți și dumneavoastră. Și dacă ne gândim la partidele mari acum și nu vreau să am și n-am nimic cu el, fiecare merge cu partidul lui. Dar mă gândesc acum vor veni și o să vedeți listele lor. O să fie aceiași oameni care au fost, un 9% de 80% care au fost în Consiliul Local. Cu siguranță vor fi așa. Dacă acest sistem n-a funcționat, eu mă întreb acum, pe dumneavoastră, sincer, de unde vor începe lucrurile mai departe? Cum vor colabora și cum vor conlucra împreună? Asta este întrebarea. Întrebare retorică, dacă vreți să vă spun, și toată lumea, și cred că e ceva normal. Nu vor reuși. Nu vor reuși pentru că, așa cum spune domnul Vrat, aceiași oameni sunt, n-am nimic cu ei, sunt oameni de ținută, sunt oameni pregătiți pe toate domeniile. Dar dacă nu găsesc un liant care cineva să-i pună în jurul unui proiect, aveam atâtea proiecte, s-au pierdut fondurile europene, cum spunea domnul Vrat, atât de multe s-au pierdut, foarte puține s-au derulat. Și știți destul de bine cum programele europene au început de 3-4 până la 5 ani de zile când se pot implementa. De aici vă spun, aici trebuie compartimente de oameni pregătiți pe aceste domenii. Asta este sufletul, asta este momentul nostru care trebuie să ne axăm pe el, de a pregăti oameni acolo și de a fi oameni pregătiți, pentru că sunt foarte sensibile aceste proiecte și eu, din câte am auzit și cred că nu greșesc și m-am interesat, sunt sensibile. Se întorc foarte mult înapoi, se este foarte multă birocrație, dar dacă ai oameni pregătiți și dorești să spui oameni pregătiți, să pot face lucruri. Aș vrea doar la câteva puncte, așa cum v-am spus, să mă refer la mediul de afaceri. Toată lumea îmi spune acum, sigur, n-aș vrea să o luăm așa, sunt multe care ne-am propus, dar dacă o luăm așa și ne gândim pentru cei care, pentru locuri de muncă, pentru cei din mediul de afaceri, nu mai țin minte decât din 90-95, în perioada aceea, primarul care era atunci în funcțiune, s-a adunat toți agenții economici, conducătorii, toți erau, s-a adunat în anumite dineuri, anumite întâlniri și să discuta ce se poate face, să conlucreze împreună, să colaboreze. Întotdeauna iese ceva, de a sprijini anumite acțiuni, de a veni în sprijinul lor ca comunitatea care este, trebuie să le dea șansa, să le dea posibilitatea ca proiectele lor și dată să meargă, să le pună la dispoziție, viața, să hârtii, terenul sau alte pentru investitori. Sunt multe lucruri care acești oameni trebuie adunați și am discutat, vă spun sincer, printre ei, pentru că noi am mai discutat cu oamenii în jurul nostru. Dom'le, nimeni nu ne-a chemat, nimeni nu ne-a întrebat ceva, trăim într-o această comunitate, avem oameni care au potențial financiar, care vrea să facă ceva. Și acestea generează locuri de muncă. Și dacă ne gândim, și mă aduc aminte acum despre tineri, foarte multe, foarte multe și poate puține posibilități sunt pentru tinerii din ziua de astăzi care au posibilități să-și petreacă timpul liber. Se tot discută și se bate monedă de ani de zile, aproape la fiecare campanie, că vom face un ștrand sau un bazin de not. Să nu fie nevoie sighetenii să meargă la Baia Mare și să dea copilul la not. Vedem câteva pensiuni
care au făcut curajul și fac un bazin de not. Oare pe plan local nu se poate implementa un program din ăsta? Nu se poate. Se poate, dragii mei, se poate dacă cineva vrea și cu adevărat dacă îți dorești, poți. Asta este una din principiile mele de lucru. Și o spun cu toată tăria, dacă dorești cu ceva să-ți faci cu adevărat, găsești soluții și poți. Nu imposibil, bineînțeles. Și dacă ne gândim, și mă întreba câțiva tineri, domnul Vare, dacă ajungeți primar, vă rugăm frumos, faceți-ne un cinematograf. Dom'le, nu este un cinematograf în orașul Sighetul Mărmației, un cinematograf în variantă modernă, mă refer. Și spune, sunt nevoiți, poate, mulți sighetenți, să mergem să vedem un film, un film care vezi asta acum ce înseamnă 3D, să ajunge la 4D, să ajungi să vezi un film și merg oamenii ăștia pe drumul ăsta care e atât de lung și atât de nevoios, iarnă, vară, să vadă un film, eu cred că se poate face. Se poate, fie în mediul privat, fie susținut de primărie, un cinematograf cu 300-400 de locuri, poate nici atât. Sunt multe lucruri care se pot face. Sunt multe, sigur că, dar nu o să intre eu în foarte amănunt în programul electoral. Dar câteva lucruri aveți să vă mai rețin. Vorbim acum și vedem acum de traficul care este în Sighetul Mărmației. Dacă ne uităm acum între ore de vârf, nu mai putem să circulăm pe lume. Nu știu dacă cineva s-a gândit la asta. Și bănesc că s-a gândit, poate nu s-au găsit soluțiile de moment. Sau nu s-au găsit soluții ușoare. S-a tot discutat de acea parcare mare care se discuta lângă primăria municipiului Sighet. Nu știu de ce nu s-a finalizat. Tot din orgolii și din bătălii politice nu s-a finalizat. De ce? Oare interese comunității nu trebuie să fie mai mari decât cele care sunt personale sau știu de altă natură și n-aș vrea eu să discut să intru în zona asta pentru că nu avem poate argumente. Dar trebuie rezolvată pentru ca să putem să fluidizăm acel trafic. Trebuie găsit împreună cu serviciul de circulație și cu alte faptul de decizie, trebuie găsit soluții și pentru asta pentru că mâine, poi mâine, nu mai putem să circulăm în oraș. Sunt probleme, foarte multe probleme care sunt. Și asta tot din datorită faptului că Consiliul Local nu a putut, nu a colaborat împreună. Tot din aceste motive au ajuns și aceste probleme. Vorbim, și ați văzut dumneavoastră, vorbim foarte mult acum un lucru care aș insista foarte mult, pentru că avem aici foarte mulți invitați din diferite zone ale orașului. Dragi colegi și stimați invitați, nu se poate. Municipiul Sighetul Mărmației nu este numai acel centru și acea pietonală care o scărpinăm toată ziua și o măturăm de 3 ori, 4 ori pe zi. Uitați-vă la perifera orașului, este dezastru. Uitați-vă, avem imagini care nu am zis că ne permitem acum. Dar nu se poate. Drumurile sunt impracticate cum sunt, nimeni nu se duce acolo. Sunt zone necontrolate unde vin molozuri, unde toată lumea depozitează, unde taie capul, unde este, unde sunt, să spun așa, unde sunt inspectorii de pe domeniul public. Acum câțiva ani de zile, și n-aș vrea iară să-l citesc, când era încă doamna Gogea primar și tot respectul pentru asta, am văzut un inspector din domeniul public care era să... foarte multe de spus. Și foarte pe scurt acum și nu vreau să vă rețin. Dacă ne gândim, sunt curios să vedem după campania electorală câți bani vor fi cheltuiți în această campanie în ultimele 3 luni de zile și o să cerem să știți oficial. Aș dori să vedem câți bani s-au cheltuit pentru cosmetizarea lucrurilor și pentru a scărpina aici cu străzi tot care au durat 2-3 săptămâni sau poate o lună sau 2-3. Nu asta este arta de a conduce, nu așa trebuie condus orașul. Trebuie făcute programe și proiecte pe termeni lungi. Stabilit ordine de priorități și trebuie să înțeleagă când vine rândul, fiecare trebuie să beneficieze de acele avantaje pentru că este contribuabil și trăiește în municipiul nostru. Așa trebuie văzute lucrurile. Și vă mai întreb un lucru pe dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră știți ce înseamnă construcția unui buget local? Nu vine nimeni de când știu eu să vin să spună, dragi stigăteni, uite, atâți bani am colectat, atâția bani avem în punga noastră, atâția bani ne permite să cheltim și vă rog frumos, așa cum am spus-o aici la un punct al nostru, consultarea. Da? Consultarea sighetenilor pentru proiectele majore sau pentru banii lor. Ce priorități? Care ar fi, chiar dacă am ajunge la referendum, ce priorități considerați noastră că ar trebui? Care ar fi lucrurile cele mai importante? Așa mi se pare, pentru că răspundem de banii oamenilor. Acei oameni care vin și spun și taxele nu sunt mici și nu revenim la taxe, că și acolo să discutăm foarte multe taxe.
și de alte și alte proiecte care au fost făcute, eu nu spun că s-au făcut lucruri frumoase, poate lucruri, dar cu ce cheltuieli și în ce condiții. Asta o să spun alții, poate, care se laude cu el. Dragi colegi și stimați invitați, ar fi multe lucruri de spus aici. Nu vreau acum. Oricum am depășit timpul și mă gândeam că astăzi și s-ar fi căzut ca această lansare de candidat care este și îmi face mie onoarea să fiu lansat din partea Partidului Mișcarea Populară, mi-aș fi dorit să discutăm mai mult despre problemele și de programul primarului, dar s-a vorbit foarte mult, poate și mai mult decât trebuia, pentru că și Consiliul Județean este important și colegul meu și-a spus și dânsul problemele care fiecare ne spune problemele. Mi-aș fi dorit mai mult, poate încă, poate în 15 minute, poate aș fi terminat să vă spun mult mai multe lucruri. Dar o să le spunem în campanie. Vom intra în campanie, așa cum am spus, printre oameni și vom spune problemele noastre și ce dorim să facem. Și dacă în și-a dat demisia de vreo două sau trei săptămâni din funcție, o funcție destul de călduță și bună. Știți de ce? El n-are curajul să o spună.